Personalul medical din asistență socială are motiv de bucurie. Prezent la un eveniment de anvergură desfășurat la Suceava și aflat la a treia ediție în acest an, secretarul de stat al României, Codrin Scutaru, după ce a adresat câteva cuvinte de încurajare echipelor participante la concursul Europa Fish, a anunțat că persoanele care lucrează în domeniul asistenței sociale vor beneficia de o creștere a salariului lunar. Eu sunt cel emoționat și bucuros că m-ați invitat la această competiție și cred că vom vedea deja foarte multe lucruri minunate care s-au întâmplat aici, pe care echipele acestea frumoase le-au făcut. Acum un an mă aflam în Statele Unite la adunarea generală a ONU la grupul la nivel înalt pentru dizabilitate și într-o discuție cu domnul secretar de stat John Kerry ne-a transmis celor prezenți acolo că ar trebui să vedem mai des abilitatea în dizabilitate. Și asta facem astăzi aici. Să vedem mai des ce este frumos făcut de ce au realizat aceste echipe într-un mod, nu frumos, foarte frumos. Și în același timp să vă spun o veste bună că personalul din asistența socială care are atâta grijă de persoanele cu dizabilități va beneficia de o creștere salarială în sfârșit după atâția ani. Vom continua să cerem, să le cerem, să vă ofere tuturor, să ne oferim unii altora respectul și afecțiunea pe care o merităm. Vă mulțumesc! La ora actuală, un asistent social din România pornește de la un salariu minim pe economie și poate ajunge până la 12.000 de lei pe lună.